întreb, cine tace și face? Iohannis! Cine tace și face? Cine comunică mai bine când tace decât Palavragiu de Ponta când vorbește? Cine provoacă fiori și insomnii lui Victor Ponta care cearcă-ne în ochi? Cine? Cine este generalul pentru care merită să ne sacrificăm fiecare minut, fiecare picătură de energie și fiecare strop de sudoare? Cine? Cine este cel care va ajunge președintele României? Doamnelor și domnilor, îl invit să se adreseze acestei distinții adunări pe Klaus Iohannis! Vă mulțumesc, domnule președinte! Cine este generalul? Bună România, bună seara dumneavoastră și invitațiilor dumneavoastră, bună seara Răzvan Zamfir. Bună seara, domnul. Nu știu, suntem cu bună seara sau am trecut la să trăi? Să trăiți bine a fost, acum a rămas să trăiți, e o perioadă în care să trăiești e totuși o realizare. Deci în momentul de față chiar e o urare asta să trăiești în România, să trăiți dacă suntem pe politete militară și încercăm să fim. Rușii au venit așa pe varianta de dat, domne, era general mai de mult, acum e pe civile. Închideți, vă rog frumos, comunicațiile în casă, că cer să mă concentrez. Suntem pe front, vă rog frumos. Nu mai tolerăm că am dat jos militaria din pod. Deci, până acum cu civilia eram înțelegători, haideți, domne, oameni suntem. Acum nu. Deci, revenim la domnul general Ciucă. Deci s-a venit așa pe un val de civilie, stai, domne, că m-a lăsat, por costume, dar poți să știi vreodată ce urmează? Poți să știi când o iei ceodată? A, domnule, că a fost o glumă, puneți-vă tunica pe voi. Este genul care se poate întoarce în armată pentru că vârsta îi permite. Este general cu 4 stele, un general care se poate întoarce oricând pe front dacă e nevoie de el. Dacă mai trebuie apărat vreun pod pe Eufrat, în Irak? Acum trebuie apărat acest pod al președintelui Klaus Iohannis, podul ăsta dintre democrație și militarie. Suntem în situația în care Partidul Național Liberal, liberalii propun militarie. Sunt contradictorii ideile. Ori militarie, ori liberalism. Sunt lucruri contradictorii. Liberalism militarizat. Resc. Militaresc. Militarizat. Militarizat, motiv pentru care am militarizat și emisiunea Bună România ca să ne adaptăm la realitatea din teren. Eu nu militarizam, noi o militarizau ei. Ca asta pare să fie direcția. Încolo se merge. Păi, scuză-mă, dacă am ajuns să punem un general de armată care și-a dat jos uniforma anul trecut... Deja gata, ai premier, că nu mai altă vară. Am înțeles, a militarizat campania de vaccinare și ați văzut cât de bine a funcționat. Colonelul Gheorghiță a fost făcut senzație. S-a militarizat și fotbalul, s-a militarizat tot în țara aceasta, până și guvernul. În momentul de față avem un premier militarizat. Avem un premier desemnat militarizat. Domnule, la asta au vrut să militarizeze. Dacă e ordin, păi stai, domnule, un pic, acum, până acum se vota. Păi vreau să văd dacă avem și un parlament militarizat. Păi o să vedem că avem, că e ordin. Păi stai, eu știam că avem, dar vreau să fie în clar. Că m-a săturat de speculații. Haideți, domne, că îi știm, li se văd de poleții pe sub sacou. Nu, domne, puneți poleții la vedere. Care este de fapt problema? Care este problema? Cine este problema? Cine este problema pentru care merită să luptăm până vânzele albe? Lumea se temea de vaccinarea, o parte dintre oameni se temeau de vaccinarea obligatorie. În momentul de față se va merge către armata obligatorie. Va fi o altă discuție. Nici nu se mai pune problema de vaccinare. Vaccinarea va fi, nici nu se discută vaccinarea. Atenție, nu se discută. Asta e. Asta e situația asta. Dacă și asta și-a dorit domnul Klaus Iohannis, asta are. Nu asta ne dorim și noi, dar atenție, băi, dacă asta și-a dorit președintele, domnul, asta ne dorim mai și noi. Mai puține cuvinte, domnul Buzoianu, pentru că ordinele se execută, nu se discută. Nu înțeleg ce tot parlamentați aici. Nu parlamentează ei în parlament în fața lui Klaus Iohannis și parlamentezi tu aici. Există parlamentare în armată? Eu te întreb. Ori armată, ori parlamentare. În sensul că parlamentăm sau respectăm niște ordine. Ținte aseară când încercam să explic, voilà, dar nu mi-eșea, că politicienii noștri habar n-au politică, ce aflați la nivel de conducere, domnul Klaus Iohannis nu cunoaște politică, că n-a avut ocazia să experimenteze, domnul Florin Câțu nu știe politică, că liderii partidelor par depășiți și că ajungi să regres politicienii din anii 90, că măcar trecând prin istorie au învățat un pic de politică. E, astăzi au venit cu cel mai proaspăt, probabil, sigur, este parlamentarul cu cea mai puțină experiență politică
și l-au pus premier. Dați-mi voie să intervin pentru că se poate înțelege în felul în care decurge discuția că ar fi, ar fi fost o idee proastă, domnul Ciucă, ca premier. Din potrivă, noi salutăm această decizie, dar în felul nostru, așa cum ne pricepem. Așa știm noi să facem. Nu, noi ne bucurăm. Bine zicem așa... că are cea mai puțină experiență politică. Așa facem noi când ne bucurăm. Hai să vedem cum face domnul Câțu când se bucură. Că atenție, a fost ideea domnului Câțu. Hai să vedem, domnul Câțu, cum arată domnul Câțu bucuros? Să vedeți un Câțu fericit. Nu ați mai văzut de mult. Ia să vedem. Ați renunțat dumneavoastră la mandat sau a fost o propunere? Ați renunțat dumneavoastră la mandatul de premier sau a fost o propunere care a venit din partea președintelui Claus Iohannis? Este o propunere pe care eu am făcut-o în Biroul Politic Național, o propunere care venea pentru a debloca tocmai această criză politică pe care o vedem. Este mai important și am intrat de politică pentru români, vreau să facem politică pentru români. Și e mai important în acest moment să avem un guvern cu puteri de pline. Această schimbare, acum, după ce inclusiv ieri susțineați că Partidul Național Liberal merge înainte doar cu Florin Câțu premier și nicio altă propunere. Brusc s-a schimbat propunerea Nicolae? Nu este brusc. Suntem într-o criză politică, ne-am uitat la probabilitatea de a trece un guvern în acest moment. Noi credem că aceasta este soluția pentru a debloca criza politică în care ne aflăm, o criză politică pe care nu a generat-o Partidul Național Liberal, dar pe care o rezolvă Partidul Național Liberal. Vreți și după punerea de guvern în unanimitate, colegiile trebuie să desfacă până la urmă această susținere a Parlamentului? Eu sunt sigur că parlamentarii în Parlamentul României doresc să treacă, să depășească acest moment. Suntem într-o situație de criză de sănătate, e nevoie de un guvern cu puteri de pline. Sunt sigur că vom găsi susținere în Parlamentul României. Vă mulțumesc mult de tot! Să trăiți, domnul Câțu, să trăiți, gata, domnul Câțu a venit și a spus, eu am zis chestia asta, eu m-am gândit, bă, eu am vrut să nu mai fiu eu. Te-aduce aminte că nici Orban n-a mai vrut el să fie, da, el a propus să fie Câțu premier, te-aduce aminte, nu? Da, da, sunt curios, domnul Ciucă, pe cine ar propune premier, deci nici eu nu mai îmi doresc. Nici eu nu vreau, vreau să las în... Chiar aș vrea să fie altcineva, deci că e leap și aici, a dat-o mai departe. Deci mandatul de premier îl iei și îl dai mai departe. Dar eu n-am înțeles, deci am rupt coaliția. Da. Vi s-a rupt coaliția, să vi s-a descusut coaliția. Am intrat în cea mai obosită criză politică din ultimii ani. Că era, nici nu se luptau, nici nu stăteau degeaba, nici nu se înțelegeau, nici nu... Era ce o băltoacă a crizelor politice. Am băltit într-o băltoacă a crizelor politice, da. Pentru că domnul Câțu n-a renunțat la funcția de premier. Și astăzi dimineața s-a decis. A renunțat la funcția de premier. Ultima lună și cât? Lună și ceva, două luni. Deci perioada asta cruntă, da, putea fi evitată dacă ce a făcut astăzi Câțu făcea acum ce câteva s-a schimbat? Săptămâni. Acum câteva săptămâni situația era exact cea pe care o trăim acum. Putea să se propună domnul Ciucă și știam, mulți știau deja, mulți intuiau, alții știau. S-a mai insistat cu Ciucă și în iarnă. Domnule, se știa că urmează. Duce când se răcește afară, se propune Ciucă. Asta e tradiția. Așa s-a pomenit. S-a pomenit. Când e Iohannis pe pământ. Se știe, pe timp de iarnă, se vine cu generalul Ciucă, care se bate cu generalul iarnă. Că domnul primar general Nicușor nu poate. Da. Dacă el nu poate, scoatem armata. Că asta știe să facă românul. Românul că nu mai știe ce să facă, scoate armata. Se spunea pe vremuri românul că rămâne fără bani, schimbă niște valută. Acum românul că nu mai știe cum să rezolve o problemă, scoate armata. Au militarizat spitalul de la Suceava. Au militarizat spitalul de la Suceava. Au militarizat clubul Steaua, să nu uităm. Măi, clubul Steaua. Era militarizat. Nu intrăm pe frontul ăsta, nu vreau să intrăm pe front. Dar nu vă deranja armata nu când făceau gigiștii voștri înțelegeri, da, nu cu vreau ei să scoate tancuri. Acum nu vă mai place. Nu, ne place, ne place. Bun. Nu vă mai place. S-a militarizat tot în momentul de față. Suntem într-un stadiu militar. Suntem iar, într-un stadiu apropo, militar. Apropo, că ai deschis discuția. Da. Domnul Ciucă e general de două guverne. Da. De patru stele și de două guverne. Da. Este ministru al apărării. Da. Deci ce n-a putut să rezolve problemele de la Steaua? Dacă tot păi discutăm. Ce competență, că îmi spune un om competent, un om profesionist, că am văzut că toată lumea laudă. Da. Păi eu mă uit la el și văd că e de două mandate acolo și nu rezolvă problema cu clubul Steaua. Eu mai văd și altceva. O lăsăm blocată în Liga a doua. Inadmisibil. Cheltuind bani de acolo în Liga a doua. Asta vrei să spui. Sau, în general, o lăsăm. Mă, dar când FCSB-ul juca cu compania aia din cauza căreia statul român trebuie să plătească, da, nu știu câte sute de milioane sau zeci de milioane, să mai fi cicazi. Acolo nu vă deranja să luați bani de la aia? City Insurance? S-au făcut greșeli, dar s-a mai și
construit. Acum, să mergem către domnul Ciolacu. Vrei să avem un război fotbalistic aici, când direct? Când am pus astea pe noi, Răzvan, ducem către război, deci n-ai cum. Da, asta ta e... E de la austrieși, cred că. Păi de, la... de unde am găsit? Păi asta vreau să te întreb, că poate te consideră domnul Ciucă, poate te consideră adversar al inamic al poporului român. Hai să-l vedem pe domnul Ciolacu, pentru că domnul Ciolacu devine un personaj esențial în contextul. Nu domnul Ciolacu, acum e altfel. Funcția și gradul. Funcția este președinte PSD. Dar grad? N-are? La domnul Câțu a fost vorba, și te aduce aminte, de grade. De grade? Acolo a fost altă problemă. Acolo a fost altă. Iam ce grade avea. Iis, domnul. Bun. Bun. Da, acum le țineam pahar. Domnul Ciolacu, un domn care în momentul de față e decisiv pentru că această militarie se dă jos din pod cu mâna PSD-ului. Că altfel n-ai cum. Rămâne de văzut? Păi cum ce rămâne de văzut? Dacă mâna întinsă a PSD-ului va primi o mână de general pe care să se sprijine. Urmăriți traiectoria domnului Ciolacu în această conferință de presă. Deci a plecat de la ideea, domnule, noi nu stăm de vorbă, noi suntem PSD cu tare, și să vedeți cum a început să... Da, da, trebuie să vorbim. Noi suntem PSD. Domnul Ciucă, să vedem. Să... Tocmai de aia. Cum putem să ajutăm țara asta când în situația... Tocmai care... pentru că ei sunt PSD, de aia, domnul Ciucă, da, e da. Ceva foarte deci, regulă. Deci, deci, nu ne deranjează. Ascultați-l, domnul Ciolacu, cel mai important moment, om al momentului acum. Chiar că e mai important decât domnul Ciucă. Ieri în Parlament am spus foarte clar că jocul politic în România a ajuns mult prea departe. Mai mult decât atât, am făcut un apel către toți liderii de partide politice cu reprezentare parlamentară să ne strângem, să găsim o soluție pentru prioritatea României, care este pandemia, și să găsim o soluție politică. Mai mult, ieri am spus, e cazul ca noi, oamenii politici, să facem un pas înapoi. Cred că o soluție pentru România, pe termen mediu, nu pe termen scurt, este un guvern cu largă susținere parlamentară. Din decizia Partidului Național Liberal de a face altă desemnare decât domnul Câțu, noi am înțeles foarte clar că se dorește o conturare din nou a unui guvern de dreapta, deoarece știm cu toții că singura solicitare a USR-ului a fost ca domnul Câțu să nu fie prim-ministru. Dacă premierul desemnat vă va contacta pentru susținerea unui guvern minoritar, în acest moment, care este poziția PSD? Exclude în continuare să susțină un guvern minoritar, așa cum la unison în ultimele zile toți liderii în spațiul public ați susținut asta? Cred că ați început cu neadevăr. Faptul că Partidul Național Liberal are opțiuni. Eu cred că Partidul Național Liberal nu are opțiuni, fiindcă Partidul Național Liberal are o decizie că nu discută cu Partidul Social Democrat. Așa știu eu. Nu cred că liderii Partidului Național Liberal încalcă statutul ca să vorbească. Are și o decizie că membrii. Nu mai face guvern mai cu mult, USR. Ca să ai o opțiune, înțeleg că a fost un dialog între Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat. Nu a existat acest dialog până în acest moment, conform spuselor de ieri în Parlament. Vom avea un dialog pentru crearea unei majorități. Cu Nicolae Ciucă, nu? Și vom vedea ce decizie vom lua. Conform Constituției și cutumelor, Partidul Social Democrat în acest moment nu poate să aibă o discuție decât cu primul ministru desemnat de către președinte. Ca să avem un dialog cu Partidul Național Liberal, Partidul Național Liberal trebuie să schimbe decizia că nu discută cu Partidul Social Democrat. Vom avea o discuție cu primul ministru desemnat dacă acela va fi domnul Ciucă. Un domn Ciolacu e vizibil transpirat, nu l-am văzut niciodată atât de transpirat. E o zi importantă pentru el, e o zi în care, iată, că e nevoie, ești chemat la arme. Despre asta e vorba, la domnul Ciolacu. E chemat la arme, domnul Ciolacu. Cu frunze și flori. Flori trandafiri, fiecare ce are. Nu se... Revenind, am o problemă de natură de asta fonică. Da. Deci, explică-mi și mie. A fost premier desemnat după domnul Câțu, deci C-I din I, domnul Cioloș. Acum este domnul Ciucă. A vorbit puțin mai devreme domnul Ciolacu. Mie mi-e groază, sper să nu se întâmple asta, dar e un scenariu tragic,
Să nu mă trivesc și cu Ciucu de la sectorul 6. Încolo se duce treaba. Desemna premier. Atenție, încolo merge discuția. Înțelegi? Clară treaba. Nu se pare că ne-am cramponat în vreo două litere? Dar că nu știu cum. Ce, domne? Nu știu cum să o mai țin ca să pară. Vrei să vorbim cu domnul general Oprea să-ți găsească ceva frumos? Facă sau uite ce mene ai pe tine? Atenție că l-avem și pe Ciucu care face niște haine. Ar mai fi celebru croitor Ciucu. De ce nu? Care, înțeleg că la un moment dat, le croia costumele militarilor români. Și, uniforma. Și există uniforma statului. Care scroiesc una, două, câte una, pentru că, până la urmă, atmosfera în țară e foarte tensionată, în timp ce l-ascultăm pe domnul Ciolacu, mi-a apărut aici o notificare. Aoleu. Ana Maria Prodan în război cu nu știu ce. M-am speriat, am crezut că ești convocat. Nu, din potrivă. Crezut că... Și mă gândeam, zic, domnule, toată lumea e în război, o țară aflată în război în momentul de față. Acum, pe de altă parte, vedeți noastră că dacă PSD-ul s-ar alia cu PNL-ul, așa, ar face un USL frumos cum se făcea cum el. Cum a fost, cum s-a pomenit, pentru cine a prins ale vremurile alea frumoase. Ar trebui PSD-ul să livreze un premier pentru că este în coaliție, în cadrul coaliției, este partidul cu mai mulți parlamentari. Este partidul mai mare, mai votat. Ăsta era argumentul pentru care PNL-ul livra premierul în alianța cu USR-ul. Dacă s-ar alia pe față cu PSD-ul, PSD-ul ar trebui să dea premierul. Așa ar fi logic, nu? Ne gândim. Sau... Dacă calculezi așa. Da, depinde cum calculăm. Depinde și cum calculezi. Acum tu nu poți să-i numeri parlamentarii domnului Ciolacu. Da. Dar poate domnul Ciucă are mai mulți parlamentari în PSD decât are domnul Ciolacu. Înțelegi? Și asta e adevărat. Acum, pe de altă parte, în acest angrenaj în care ne aflăm, domnul Ciolacu trebuie să găsească o traiectorie prin care să fie totuși advers guvernului, adică să fie totuși în opoziție, că așa e felul dânsului de a crește în continuare pe opoziție, dar să fie cumva și în sprijinul guvernului acestuia minoritar. Că el este în guvern minoritar, dar are nevoie de sprijin în Parlament. Sprijinul vine de la PSD. Asta este logica de lucru. Și atunci domnul Ciolacu a spus, domne, cu Câțu să n-audă. Deci în continuare suntem supărați, nu discutăm cu Câțu. Pentru că a dat și acea decizie în BPN, conform căreia nu vorbește cu PSD-ul. Dar nu cred că a dat-o el, cred că a dat-o chiar Orban. Nu contează. Hai că nu vorbește cu PSD-ul. Nu contează ce decizie au ei în BPN-ul lor. A zis că nu, am auzit cu toții, domnul Ciolacu spune, nu mă întâlnesc cu Câțu. Deci e clar că se vor întâlni. Este clar că se vor întâlni. Hai să spunem ce s-a întâmplat cu ultimele decizii. Da. Ultimele decizii au sunat în felul următor. Da. Premierul este Florin Câțu sau nu va fi nimeni? Vedeți că desemnat este domnul Ciucă. O altă decizie. Nu mergem la Antena 3. Vedeți că și-au făcut acolo, practic, au închiriat 3 scaune. Nu știu dacă le-au închiriat, le-au cumpărat, le-au concesionat pe 100 de ani, nu știu. Ce decizie au mai luat ei, mă? În general, orice decizie s-a luat în sensul invers. Deci când se ia o decizie în forul statutar al partidului, știi sigur că probabilitatea e să se petreacă exact invers și e doar o mică posibilitate ca decizia să fie respectată. Nu mergem decât cu domnul Câțu la premierat. Nu mergem la Antena 3. Deci astea sunt niște decizii ferme. Și sunt multe fermitate, decizii ferme care n-au mai fost luate în calcul. Da. Bun, acum cu fermitate mergem către un domn extrem de important în continuare. Câteva zile până când va trece în opoziție, uite că apare pe ecran chiar domnul acesta, să-l dăm în imagine. Imagini emoționante cu fostul premier, nu? Desemnat. Fostul premier desemnat. Domnul Cioloș, care Cioloș. Acum e într-o situație delicată de logică pe care noi am semnalat-o încă de ieri. Mă așteptam la domnul Cioloș ca la auzul acestei vești, a desemnării domnului Ciucă, da? Da. Să spună, domne, ceva grade aș avea și eu. Să încearce în favoarea domniei sale. El ceva grade de rudenie are cu domnul... Ceva. Ceva e. Dar poate are și ceva grade militare. Ar putea încerca, nu? Acum noi presupun că a făcut armata, în sensul ăsta mă refer. Dar nu, e clar sensul care te referi. Adică, nu vreau să aibă ceva senzația că fac oamenii securiști. Că nu îi fac securiști. Dar, în egală măsură, ieri, în emisiune, discutam despre situația logică în care se află domnul Cioloș. Domnul Cioloș a venit cu un guvern minoritar și a spus, dacă nu-l votați, sunteți cum? Sunteți irresponsabili! Sunteți irresponsabili. Bine că n-a zis dacă nu-l votați mamele voastre. Sunt că mă aștept la nivelul politicii românești să coboare până într acolo. Niciodată, domnul Cioloș. Nu dânsul personal. Până interpuși. Până oameni mai slobos la gură. Acum domnul Cioloș și USR-ul au în față un guvern minoritar. O soluție, că domnul n-ați venit cu nicio soluție. Nu vreți să vă asumați responsabilitatea. Asta era discurs. Au o soluție, au un guvern minoritar, au o asumare de responsabilitate din partea PNL-ului și trebuie să voteze. Să-l ascultăm pe domnul Cioloș.
un guvern minoritar nu e un guvern cu puteri de pline, pentru că nu poate să treacă o proiecte de lege în Parlament. Domnule Cioloș, ieri ați venit în Parlament un guvern minoritar. Dacă ne luăm după ceea ce spuneți dumneavoastră, însemna că nu avea puteri de pline dacă trecea de Parlament. Ieri ați acuzat PNL-ul că dacă nu votează, este un partid irresponsabil. În momentul de față, dacă USR nu votează, mai are să fără un guvern minoritar. Este un partid irresponsabil. O săptămână în urmă, când noi am propus un premier, niciun alt partid nu făcuse altă propunere. Noi ne-am dus cu o propunere de guvern minoritar asumat din stat, pentru că știam că nu putem avea susținere. Traiectoria discursului logic al domnului Dacian Cioloș pornește în această conferință de presă explicând necesitatea unui guvern cu forțe depline în Parlament, nu un guvern minoritar. Asta înseamnă că cei de la PNL să treacă și pe la ei, ca să aibă și sprijinul, să nu fie un guvern minoritar. După care ne amintim că domnul Cioloș s-a prezentat în fața Parlamentului cu un guvern minoritar. Și a cerut votul. Da, și am cerut votul. Deci era ok și un guvern minoritar. Păi acum, e un guvern minoritar după ce epuizezi toate canalele de negociere cu celelalte partide. Păi a negociat cu PSD-ul, Cioloș, l-ai văzut vreodată la sediul PSD-ului acum? A epuizat toate canalele? Pară de PSD. Păi, n-are voie cu PSD. Păi, domnule, cade mâna. Nu se poate cu PSD. Dacă ești responsabil, negociezi și cu PSD-ul. Țara te pune. El dacă ești cu USR și negociezi cu PSD, și mai degrabă irresponsabil. Că îți sufoci partidul. Deci USR păi, are... Dar ai zis că nu procentele sunt importante. Așa ne-au spus, că nu procentele sunt ce... Nu ne interesează procente, ne interesează să scoatem țara din situația în care este, din criza asta politică. Da, nu este organic imposibil ca USR să facă o alianță cu PSD. Nu se poate. Împotriva naturii. Împotriva naturii nu umane, naturii politice. Împotriva legilor universului. Acum s-a inversat masa. Cei de la PNL zic, domnule, dacă sunteți responsabili, votați acest guvern minoritar. Cei de la USR, în momentul de față, vin cu argumentele celor de la PNL, nu? Care pe, care le aveau, pe care le aveau anterior. Nu ce ziceau cei de la PNL în fața celor de la USR? Dom'le, nu putem să votăm că aveți deja o alianță făcută. Deci, nu zicea PNL-ul. Are o alianță făcută. Aveți o alianță cu PSD-ul ca să dărâma guvernul. Dar să știi că șansele sunt foarte mari ca domnul general Ciucă să meargă la negocieri cu Dacian Cioloș. De ce nu? Care e problema? Cu siguranță se va negocia un pic și cu Dacian Cioloș. Păi și atunci zice să n-ai o majoritate. De ce să nu refaci majoritatea? Nu va prinde un loc în guvern. Cine? Cioloș. De ce să prindă un loc în guvern când are un loc la Bruxelles? Da, și asta. Ca să faci ce? Să te remanieze Ciucă după câteva săptămâni în primăvară, când într-un final vor face alianța aia cu PSD-ul, pe care o așteaptă, o clocesc de atâta timp. Deci mi-e greu să cred că va fi evitat USR-ul în viitoarea guvernare. Pentru că asta ar însemna o oficializare a relației cu Partidul Social Democrat. Păi asta se întâmplă, dar păi nu se oficializează. Se face, uite așa, fără ca și cum oamenii nu-și dau seama. Mergem așa. Cum să nu-și dau oamenii seama? Păi oamenii crezi că sunt proști? Păi... Oamenii nu sunt proști, Radu. Oamenii înțeleg. Oamenii înțeleg mai multe decât credeți voi. Eu vreau să te întreb. Crezi că și-au dat oamenii seama că a fost totuși o relație între PNL și PSD ca să blocheze acea moțiune de cenzură din septembrie a USR-ului? Ei bine, normal că da. Nu, dimpotrivă, noi primim înjurături de la oameni păi care... Păi ăștia s-ai lor. Păi uite-te de unde te... Nu știu, domnule. Păi tu vezi aici IP-uri au? Le trimit unii din Modrogan și unii din Chiselef. Lasă-mă, mă, cu oamenii ăștia de bună credință care au același mesaj, vorba lui Pavel Popescu. Da. Păreți naturali. Lasă-mă cu oamenii ăștia care par natural cu mesajele lor uite, de partid. Naturalețe, da? Intri pe pagina lor de Facebook și găsești fotografii cu Rareș Bogdan, cu Alina Gorgiu, de la congres și îmi spun mie, un cetățean dezinteresat. Naturalețe, chiar în aceste dezinteresat momente... Dezinteresat de adevăr. Ia zine. Emoționante. Rareș Bogdan ne-a confirmat o prezență la momentul acesta în emisiune, acum nu ne-a răspuns la telefon. Acum mă gândesc că nu s-o fi speriat de aceste uniforme militare ale noastre și îl sunăm... Eu imediat îmi pun o batistut. Îl sun în direct acum să-l întreb dacă s-a speriat. Poate s-a speriat, poate, nu știu, poate că trebuie să ne ducem să ne schimbăm. Facem o scurtă pauză, ne punem niște cămăși pe noi, ne îmbrăcăm dacă s-a speriat domnul Rareș Bogdan de aceste uniforme ale noastre. Uite că nu răspunde. Sunăm și nu răspunde domnul Rareș Bogdan. Poate cine știe ce se întâmplă, dar să-l ascultăm pe domnul Kelemen Hunor. Domnul Kelemen Hunor a apărut astăzi într-o încurcătură pentru că el este partenerul oficializat al celor de la PNL. Dar e într-o încurcătură și o să vedeți care este aceea. În ultima perioadă, 50-60 de ani, în țările democratice, niciun militar, fost militar, în retragere nu a condus guverne. Sigur, putem găsi exemplul Charles de Gaulle sau exemplul Eisenhower, dar erau alte vremuri. Nu avem o problemă cu persoana
domnului Ciucă. Suntem colegi în guvern, am fost colegi 9 luni de zile, chiar am lucrat bine, am colaborat bine. Aici este un principiu că în condiții normale, în vremuri normale, nu prea sunt guvernele conduse de militari, fie și în retragere. Important este, dacă se poate, săptămâna viitoare să există un vot în Parlament și să avem un guvern cu drepturi depline. Să se retragă, domnule. Deci, uitați-l pe domnul Chelemen Mânăr, care folosește o sintagmă jignitoare la adresa domnului Ciucă, general în retragere. Ce retragere, domne? Ce retragere? Că acum e în tragere, domnul Ciucă. A scos muniția și trage. Ce retragere? Auzi, domnule, general în retragere, zice domnul Chelemen Hunor în momentele acestea. Sigur că te aștepți de la cei de la UDMR să nu fie chiar încântați de colaborarea cu armata română, că nu sunt chiar, nu există un istoric favorabil. Mă gândesc, nu știu, un problemă așa. Ce l-o deranja pe domnul Chelemen Hunor că în locul domnului Câțu e domnul Ciucă? Vrei să răspund la mișto sau vrei să vorbim serios? Păi, cam ambele variante. Scoatem istoria pe masă sau ce facem? Nu scoatem istoria pe masă. A făcut armata română și lucruri bune pentru... Atenție! Nu cred că avantajează pe nimeni să scoatem istoria pe masă și să vorbim despre generalul desemnat ca premier. De adevăr așa. Da? Și mă refer desigur la interimatul generalului Gabriel Oprea, nu? Care în istoria recentă a lansat o... Nu, eu nu-mi permis să mă... T-a și uitat de el. Nu mai e, până înainte de 89 nu pot ajunge atât de departe. Dar eu sunt convins că domnul Oprea acum zapează, bă, dar chiar așa nu zice nimeni nimic ca de mine, că e primul general. Care e primul general? Eu ce a fost el? Și a nimerit pe B1. Uite, bă, băieți, care știu, și sunt îmbrăcați și frumos. Trimite-le două perechi de izmene de la, dacă mai avem pe stoc. Bun, revenind, că nu e personajul momentului, deși nu m-a surprinde să apară și dânsul vicepremier în guvern. Vorba aia. Ce are? Păi nu știi că Dragnea, în momentul când nu mai avea pe nimeni, zice, și din partea o alianță, Codrin Ștefănescu, cu domnul general Oprea. Deci părea... Domnul Buzeanu, dar avem și pe Anghel Iordănescu. Îl avem pe Ilie Năstase. Avem mari noștri politicieni. Ambii au trecut în Parlamentul României fără să lase urme adânci. Ambii sunt generali. Sunt atâția oameni, atâția parlamentari care au trecut pe acolo făcând tot felul de tâmpenii. Uite, oamenii ăștia n-au lăsat nimic în urmă. Măcar atâția lucru. Nu da. N-a fost nevoie să strângi după dânsii. Da. N-au avut nicio inițiativă legislativă care să poarte exclusiv amprenta lor. Că așa s-au mai semnat, au mai făcut. Bun, revenind. Da. De ce nu sunt udemeriștii fascinați de propunerea președintelui Klaus Iohannis? Pentru că UDMR-ul, cu toate defectele sale și cu toată capacitatea sa de a se adapta oricărui partener și a se mula pe intențiile partenerului pentru a-și ative obiectivele, de exemplu, acum sunt cu statul de drept, dar în legislativul trecut, erau cu PSD și cu alte, erau, că ține minte. Dar, dincolo de toate aceste cameleonisme politice ale sale, UDMR întotdeauna a promovat politicieni competenți. Oameni care, într-un fel sau altul, cu obiectivele lor specifice, au știut să facă politică. Dar la Morco Bela, care într-adevăr e într-o altă ligă politică, chiar și raportat la Chelemen Hunor, până la Chelemen Hunor, trecând prin Gheorghe Frundo și mulți alții, da, Peter Eștein Covaci, la momentul la care făcea politică, și mulți, mulți politicieni, erau profesioniști și în meseria lor, dar și în politică. De-aia partidul ăsta cu 5%, în fond o uniune culturală, dacă nu e un partid în sensul clar, explicit al legii, e asimilat unui partid, domnule, a reușit să facă parte cu guverne, cu portofolii importante în fiecare misiune, pentru că știu să facă politică, o fac foarte bine. Sunt foarte buni politicieni udemeriști. Și îți dai seama că președintele formațiunii care are foarte buni politicieni în componența sa, vede cum e desemnat ca premier un om care s-a apucat de politică anul trecut pe vremea asta. Este parlamentar, repet, cu cea mai mică experiență politică din tot Parlamentul României. Nu e nimeni care să fie bine mai proaspăt decât el. Ceea ce e bine. Nu în Parlament, în politică. Hai să dau o tentă favorabilă. Ceea ce e foarte bine, pentru că ne-am săturat de foștii politicieni. De-aia Chelemen Hunor se uită cu ochii lui de politician profesionist, de meserie, și zice, unul mai puțin amator n-ați avut? Să luăm o scurtă pauză și să ne întoarcem în mod profesionist, așa cum v-am obișnuit. Ne întoarcem și pun și o întrebare, domnule Zanfir. Puneți, domnule, o întrebare, că e o emisiune încă liberă.
Dar militarizată. Dar militarizată. Liberă, liberală militară. O emisiune liberă militară. Se poate. Nu știu. Cum e domnul Cioloș, de exemplu. Ce este domnul? Un progresist conservator. Asta s-a mai auzit. Așa este. Asta și s-a mai PNL-ul. Acum armata și liberalizare. Acum, ce vreau să zic? Ia zi. Dacă domnul Orban nu i s-ar fi opus în urmă cu un an domnului Ciucă, așa, s-ar fi mai scandalizat domnul Iohannis împotriva domnului Orban anul acesta? E o întrebare. Dacă l-ar fi. N-aș și o întrebare asta și ne gândim și vă răspundem. Și mai adăugăm o întrebare. Dacă l-ar fi acceptat domnul Orban pe generalul Ciucă premier la finalul anului trecut, acum Ciucă era și președintele PNL? Lăsăm și noi întrebările astea aici și ne întoarcem. Ne-am întors în direct în forma aceasta militarizată. De acum înainte, sigur că vor fi, cum se, obligativitatea purtării măștii, probabil că și această obligativitate a uniformei, dar sigur, uniforme adecvate. Le luăm pe rând. Noi am luat repede ce am găsit. Ce am găsit, că n-am vrut să rămânem, că poți să știi, da, poate până diseară deja devine obligatorie. Portul măștii și portul uniformei. Da. Și n-am vrut ca pe seară, cine știe, ne oprește poliția, poliția militară. Vă dați seama că nu cred că mai mergem cu poliția română mult în ritmul ăsta, să ne întrebe de ce cu costumația asta. O întrebare. Sunteți rebeli? Ce sunteți voi? Sunteți? Ce sunteți? Hipioți? Ce, Doamne iartă mai cu voi, știi? Da. Am bine că măcar pe mine nu mă pot obliga să mă tund. Doar la barbă să zicem că intervin. Tu ești tuns de ieri, că te-am văzut. La mine sunt tuns. Dar nu știu dacă e normal cu frezele astea, da, de atacant acum, la PCSB. Acum vezi că domnul Ciucă va fi uns. Atenție, deci premier. Am venit pregătit și cu ochelarii, da. Dar la următoarea pauză mi-i aduc. Sunt cu ramă de camuflaj, domnul Buzeanu, ca să se vadă că dincolo de ce scot pe gură în această emisiune, sentimentele mele sunt unele cu care domnul general Ciucă poate rezona, dacă își dorește. Mă deranjează neseriozitatea lui Rareș Bogdan, care nu obișnuise așa. Mă deranjează mai ales pentru că pregătisem, aflând că intră în direct și că și-a luat inima în dinți, singur urma să intre cu noi în direct, văd că nu răspunde pe niciun telefon. Mă deranjează pentru că îi pregătisem această întrebare. De fapt, e o mirare. Ce întrebare? Hai bă, că să răspund eu de Rareș Bogdan. Da? Păi crezi că e greu să răspunzi ca Rareș Bogdan? Hai să încercăm. Domnul Rareș Bogdan. Vă rog. Vă rog, în primul rând vreau să spun că te respect, te iubesc, ești unul dintre jurnaliștii pe care îi urmăresc cu mare, mare drag. Fac de fiecare dată observația asta și în public și nu mă sfie să o spun și în privat, pentru că ești unul dintre oamenii care au ce spune la televizor, o cultură inegalabilă, o prezență de spirit și îți spun sincer, îmi plac glumele tale, chiar și atunci când mă vizează, simt totuși o prietenie profesională. Am fost profesional în Timișoara, în Constanța, am vorbit cu domnul, cu cine? Trebuie să vehiculezi? Cu toată lumea. Cu toată lumea, bun. Acum, întrebarea mea, domnul Rareș Bogdan, v-am ascultat... Te ascult cu mare drag, spune. V-am ascultat vorbind despre cei de la USR. Dar am vorbit și despre PSD, dar am vorbit și despre PNL, dar am vorbit și despre UDMR, am vorbit și despre aproape defunctul PRM, am vorbit și despre colegii de la OR, nu mă sfie să vorbesc despre niciuna dintre aceste informații politice. Scumpul meu, Radu. Domnul Rareș Bogdan, numai o secundă. Te rog. V-am auzit vorbind... Dar să mă lași și pe mine să vorbesc, asta e tot ce cer. Dacă îmi permis să spun câteva cuvinte. V-am auzit... Am ieșit într-o întâlnire, chiar acum eram cu președintele Comisiei Europene, scumpa noastră, cum o cheamă, Ursula. Îmi permis să-i spun Ursula, noi avem o relație deosebită. Domnul și așa la mine, nu la președinte? Hai mă, ce naiba. Vă rog. Numai o secundă, o întrebare așa, dacă aș putea să... Vă rog. Sigur, întotdeauna cu mare drag jurnaliștilor răspund cu mare drag și simpatie. Încă n-am uitat, am făcut meseria asta. Nu e o meserie, e un virus, Radu, și știi foarte bine. Ani de zile emisiuni în prime time și știu și că și tu te urmăream în reluare, nu puteam să te văd în direct. Eram chiar pe sticlă în acele momente. Întrebarea mea ar fi următoarea, domnule Rareș Bogdan. Îți răspund la absolut orice cu mare drag, fără să mă sfiesc, așa cum m-ai cunoscut, direct, cu franchețe, în democrație, hoții stau la pușcărie. V-am urmărit vorbind despre cei de la USR, la momentul în care au dat jos guvernul și erați revoltat în legătură cu... Nu, revoltat e un cuvânt dur, te rog, nu revoltă. Era poate un sentiment de oarecare tristețe amestecată cu nostalgie, cu melancolia vremurilor frumoase, în care această colaborare a forțelor de dreapta, centru-dreapta, poate colegii noștri, cu oarecare terapaje, nu contează. Conduceau România într-o direcție bună, Radu. Domnule Rareș Bogdan, erați revoltat în legătură... Ca să mă lași și pe mine să vorbesc, te rog mult de tot, Radu. Erați revoltat în legătură cu atitudinea celor de la USR legată de faptul că, uite, dau jos guvernul. Și ați vehiculat următorul contraargument.
Dom'le, nu putem să stăm într-o revoluție continuă, că nu suntem Cuba, nu suntem state de genul acesta, nu suntem ca în Cuba, nu suntem... Și uite că apar generalii, apare armata în conducerea statului, apar tot felul de oameni de genul acesta. Știți cum a ajuns domnul Che Guevara la un moment dat să se ocupe de finanțele statului Cuba? La un moment dat i-a strâns pe toți domnul Fidel Castro la masă și a întrebat... Cine este cel mai mare economist de la masă? Și ăsta a înțeles comunist și a ridicat mâna. Și atunci așa l-au pus domnul Che Guevara să se ocupe de finanțe. În primul rând, Radu, trebuie să explicăm cum a ajuns Fidel Castro la putere. Oamenii încercau să scape de dictatorul Batista. Cum aveam și eu la piept. Totdeauna am încercat. Noi avem Batistuța. Nu avem Batistuța. Era dictatoraș. Da. Noi nu mai avem dictatură. Noi avem dictaturiță. Da. Motiv pentru care de la Batista cubanez, Batistuța Rareș Bogdaniană. Dar eu n-am vorbit doar despre Cuba. Am vorbit despre o serie de țări din America de Sud. Nu știu dacă ai vizitat America de Sud. Ar trebui. E o zonă minunată și o cultură unde, cum să spun, conquistadorul european a reușit să se îmbine și la propriu și la figura, pentru că sunt destule cazuri, cu substratul cultural precolumbian, ăsta e termenul, pentru că noi îl considerăm pe Columb descoperitorul Americii, deși cel care și-a dat seama că avem de-a face cu un nou continent, Radu, era Amerigo Vespucci. De acolo și denumirea de America. America, da. Columb a murit crezând că a descoperit Indiile. Radu, și sper că ți-am răspuns destul de direct la această întrebare și că te-am lămurit. Niciodată nu mă feresc să răspund prietenilor. Acum îmi pare rău, trebuie să intru, în primul rând, decolez și apoi intru într-o întâlnire foarte importantă cu un lider extrem de bun. Nu pot să spun cine. O să spun, e Joe Biden, e vorba despre el. Vrea neapărat să ne vedem de o săptămână. I-am spus că aștepte. Am promis că intru la Bună România, am intrat. Acum intru un pic până la Casa Albă, te pup, Radu. Vă salut, domnul Rareș Bogdan, și mergem către domnul Dancă, bună seara. Data viitoare sper să mă lași și pe mine să vorbesc, Radu, când mă mai rog să intru pe telefon. Asta e singura rugăminte. Bună seara, domnul Dancă. Bună seara. Mulțumesc pentru intervenția pe care mi-ați acordat-o la emisiunea noastră, pentru că, o spun deschis, am solicitat această intervenție producătorului. Pentru că nu a putut să intre Rareș Bogdan, nu aș putea eu. Nu în locul lui Rareș Bogdan. N-aș putea eu să-i țin locul. Și să spun așa, am vrut să salut uniforma dumneavoastră. E respectul față de haina statului. Din respect pentru uniforma militară, am considerat oportun să Dacă puteți să trimiteți producătoarei noastre o poză și cu dumneavoastră în uniformă, o să fie nevoie. Îmi pare rău. Și nu cadrați bine în contextul acesta al emisiunii. Îmi pare rău, nu prea știu să iau poziție de drept, nu cunosc salutul militar, nu am făcut armată, ceea ce, mă rog, nu înseamnă că nu am respect pentru armata română, dar totuși aș vrea să remarc faptul că v-am urmărit aproape întreaga emisiune, nu în reluare ca alți mari realizatori TV, acum în direct am urmărit-o și pot să spun că, domnule, poporul ăsta de 2000 de ani reușește să supraviețuiască prin diverse calități, dar una pe care o consider eu cea mai importantă este puterea de a face haz de necaz. E colosală la poporul român. Domnule Dancă, acum lăsând hazul și oprindu-ne către necaz, văd aici un titlu pus de cei de la știri pe surse. Liberalii se tem de ciucă. Pe surse e această informație. Problema e să ne asculte și pe noi. Eu sper... Citează pe cineva din cadrul Partidului Național Liberal. Eu sper să începem cu dreptul, mă rog. Deci există un soi de teamă în Partidul Național Liberal. Atenție și la asta cu drept. Sună pas de defilare. Forțele de drept cumva ar fi mai degrabă decât de dreapta. Bun. Există o stare de teamă în legătură cu domnul Ciucă în Partidul Național Liberal. Acum trebuie să menționăm că vorbim mai degrabă cu o aripă dizidentă. Dacă se mai poate permite așa ceva în cadrul unui partid militarizat. Sigur, eu sunt Stan Păcitu, ca să zic așa, dacă vă amintiți, atunci când a fost numit prim-ministru interimar domnul general Ciucă, au apărut diverse relatări de presă în care domnul Ciucă m-ar fi amenințat că trece cu șenilele peste mine.
Ne-ați mai liniștit acum, că nouă ne era frică de eventualitatea unui premier care să nu fie neapărat în acord cu toate principiile democrației, care să vină cu niște apucături din zona militară, dar acum că ne-ați spus asta, să știți că ne-ați liniștit. Bun, asta a fost o exagerare de presă, evident. Nu a existat o astfel de amenințare din partea domnului general Ciucă. E adevărat că am avut câteva discuții în contradictoriu, dar nu a existat o astfel de amenințare. Ce pot să vă spun însă, acum la modul foarte serios vorbind, da, eu fac parte din echipa susținătorilor domnului Orban și cred că această soluție propusă de președintele Klaus Iohannis e o... practic o sacrificare a democrației și din Partidul Național Liberal și din România. Este o soluție militarizată de guvernarea României, pe care probabil domnul Iohannis, sunt absolut convins, și-a dorit-o de foarte mult timp. Nu este la prima încercare în care dorește să-l impună pe domnul general Ciucă în poziția aceasta de... Noi avem o criză politică în desfășurare în aceste momente, nu? Adică nu e doar impresia noastră. E o criză politică, dar înainte de toate... O criză medicală. Din păcate, e o criză sanitară de proporții. Într-o criză politică, n-ar fi nevoie de un politician pe poziții de conducere cu ceva experiență politică? Adică nu pot să fac abstracție de mandatul domnului Ciucă în fruntea armatei, șef al Marelui Stat Major, da? Dar aia nu e foarte mult. E o politică și acolo. Politică de apărare, de înzestrare, de care o fi. Dar politică de partid și negociere, nu știu câtă a exersat acolo. Ori în politica de partid a intrat anul trecut, pe vremea asta. Nu? Când a avut ocazia să-și candideze. Are mai puțin de un an vechime în Partidul Național Liberal. Și în politică. Să fie și în politică. Au fost discuții inclusiv atunci când a fost nominalizat pentru poziția de ministru al apărării, pentru că știți bine regulile europene democratice care cer un control civil inclusiv asupra armatei. Bun, s-a trecut peste acest aspect, dat fiind faptul că domnul general era în rezervă și s-a considerat că este civil și poate exercita un control civil asupra armatei, cu dubiile de rigoare, evident, și suspiciunile care au persistat după aceea. Acum, în calitatea aceasta de nominalizat pentru poziția de prim-ministru, am dubii serioase asupra capacității sale de negociere politică și de a înțelege presiunile sociale și politice ale momentului, fără a minimaliza, și asta vreau să spun, meritele deosebite pe care le-a avut în cariera sa militară. Chiar acum scrie, Iohannis a dat iar militaria jos din pod, nu știu dacă era un pod cel pe care l-a apărat domnul Ciucă, podul de peste Eufrat. Da, deci tot un pod. S-a apărat un pod. Da, e pod. Vorbi despre, se vorbește mult despre faptele de vitezie eroice aproape pe care le-a săvârșit în Irak. Sigur, pentru asta este recunoscătoare nu doar România, ci întreaga planetă. A mers acolo să apere democrația și ce mai era de apărat în Irak. E o bătălie dată, 14-15 mai 2000, nu mai știu cât era domnul Buzea, 2005, 2004, la Kandahar, parcă. Ce anume? La Kandahar. Da, acolo. Multe, na, Siria. Da, eu însumi am postat de nenumărate ori aprecieri pentru... Dar ce treabă are asta cu guvernul României? Dar asta vreau să spun. Eu însumi am postat de nenumărate ori aprecieri atunci când era în exercițiu. Păi să vedeți câte aprecieri veți posta de acum înainte. Atunci era opțional, acum e obligatoriu. Pentru că, să știți că în Partidul Național Liberal există și oameni liberi, liberali liberi. Faceți acuzații grave. Îmi permit să păstrez acest statut cu orice risc și spun... 14-15 mai 2004. România nu are nevoie în momentul de față de o soluție militară de guvernare. România are capacitatea de a oferi țării o soluție politică democratică de guvernare și această soluție politică este simplă. Refacerea coaliției de guvernare cu un alt candidat de prim-ministru din partea Partidului Național Liberal, altul decât Florin Câțu și altul decât generalul Ciucă,
care să aibă capacitatea să câștige și să refacă încrederea partenerilor de coaliție. Eu nu cunosc alt candidat până în momentul de față în Partidul Național Liberal decât Ludovic Orban, cel care a reușit să facă această coaliție de guvernare. Atunci vă întreb, și domnul Dacă, frontal. Și culmea, a și gestionat foarte bine țara în situație de pandemie, așa cum se cere acum. Dar eu vă întreb, domnul Dancă, veți vota guvernul Ciucă? Să ajungă la vot, dar dacă este vorba despre un vot al unui guvern minoritar PNL cu sprijin PSD, eu nu pot să fiu complice unei astfel de soluții pe care românii nu au votat-o, nu au girat-o cu încrederea lor la alegerile parlamentare din 2020. Noi am candidat la acele alegeri parlamentare chiar în condiții de pandemie, să nu se mai facă uz de situația critică sanitară, pentru că și atunci era o situație critică sanitară, cu angajamentul că vom oferi României o guvernare fără PSD. Deci, prin urmare, nu pot să votez un guvern alături de PSD. Mulțumim tare mult pentru intervenție, domnule Dancă. Pare că aripa aceasta, domnului Orban, nu mai știm cât de numeroasă e, dar oricât ar fi, și 10 dacă sunt, și 15, și 20, erau 50. Nu va merge. Erau 50, au rămas 41, din 41 s-au făcut 40 și spun că nu contează cât sunt, contează să fie suficienți pentru a forma un grup parlamentar. Abia atunci când devii grup parlamentar, cu echipa ta, ai lider de grup parlamentar, să știi că lucrurile deja sunt, pot fi tratate într-o manieră serioasă. În punctul meu de vedere, sunt 4, poate 5 parlamentari care, despre care cred că niciodată nu vor pleca de lângă Ludovic Orban. Ionel Dancă este unul dintre aceștia, Alexandru Cocii și altul. O să stăm de vorbă cu mai mulți dintre parlamentari. Doamna Violeta Alexandru iarăși pare loială. Cum să vedem că pe domnul Guran, care și dânsul este militar în rezervă, da, înainte de a fi om de afaceri, a fost militar, l-am văzut extrem de vocal în campanie electorală internă, după care nu l-am mai văzut deloc, nu l-am mai regăsit nici măcar pe lista susținătorilor lui Ludovic Orban, lista publicată în urmă cu vreo 2 săptămâni a ultimilor loiali care susțin că Ludovic Orban este soluția. A întors armele. Se poate spune și așa. N-ar fi complet străin de specificul poporului român prin această atitudine de întoarcere a armelor. Ne vom întoarce mai și procedat noi pe teritoriul românesc. Ne vom întoarce și noi precum armele. Nu putem să spunem, Răzvan, că luăm o scurtă pauză, mai degrabă aș spune pe loc de pauză și ne întoarcem.